Salutare, Pinker și Pinkeriți, eu sunt Hatepink și a crescut un copac, mamă, dar ce mic e. Bun, să vedem ce facem azi. Aș vrea totuși să mai merg, da, la ferma asta, pentru că a cam crescut, era să cad, bun. A cam crescut din câte văd, asta e gata și asta, nu, firar, am stricat-o. Să vedem, ne trebuie un loc unde să și coborăm, așa că probabil voi lăsa asta stricat așa. Cred că nici nu mi-am făcut intro-ul. Și bine ați venit la Ant Farm Survival, episodul cu numărul 4? 4? E 4, da? Ok, cred că e 4. Și astăzi nu cred că postez atât de mult 3 episoade pe zi, probabil doar 2, deci numai Ant Farm și vreau să merg să... totuși hai să mă întorc să fac ceva cu astea. Sigur voi înmulți porcile și vacile, dar uite că creierul meu astăzi este ceva genul bla 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 și o să mă încurce. Hai să vedem, avem semințe, ne trebuie și avem un wooden hoe, ok, asta e bun. Cred că am putea să lăsăm seabea asta stricată acasă deocamdată și pe asta plină pentru că mai avem una. Și hai să mergem să mai înmulțim puțin porcii aia. Hai să vedem unde i-am lăsat porci. Totuși mi-e frică să nu urce undeva, să nu sară, nu cred că au un să ducă, nu? Stai tu și tu. Și am nevoie de foarte, foarte mulți porci, așa că tot aud pe aici un mob spawner. Sigur mai e unul pe aici, o să facem și noi explorare și o să... ăsta? Bun, a crescut destul de mic totuși. Adică nu e bun foarte de la foarte, foarte mare, dar cu 3 trunchiuri de copac, hai să luăm și astea. Și nu știu de ce tot insistați că dacă le lași cad mai multe. Nu cad mai multe, este total random. Și am zis asta și în costul lui Pink, că te-am găsit una. Hai să o punem în slotul de lopată, nu? Așa. Ok, bun. Aici. Și să mergem înapoi, chiar ar trebui să acopăr gropile astea, mai ales aici, mamă, ce periculos e. Acolo e o ciupercă, cred că ar trebui să fac, să pun o liană undeva să cadă în jos. Așa, bun. Ce avem noi la noi? Un măr. Și astăzi folosesc tot microfonul ăla vechi pentru că se aude parcă mai normal, adică nu sunt pur și simplu obișnuit cu... Și ce? Hai să facem și un țar de ăsta la vaci. Și știu că data trecută... O stai. O să văd eu ce o să fac. Știu că data trecută am zis că o să mergem și să luăm fierul. O să mergem și acolo. Nu mă prea grăbesc pentru că am și treburi aici acasă. Hai să vedem, trebuie să facem loc pentru vacile astea. Cred că dacă le lungesc așa, asta va fi bine. Hai să mai iau puțin dirt și să-l pun în locul lemnului. Bun. Și pac, 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 pac. Și înlocuim asta de aici pentru că pentru că știți foarte bine că omagă, vaca asta și așa. Bun. Stai să o cupăr și așa. Dă-te vac. Așa, bun. Ops. Facem un pic de loc aici și ca să nu mai intre vacile la asta, la ferma noastră. Așa, cred că e destul loc. Stai să mai tai un pic și din tavan. Așa. Și nu știu exact dacă pot pune torțele pe sticlă. Deci foarte mulți spuneau că da, foarte mulți spuneau că nu. Eu știam că nu se pot. Poate cu noul update s-a băgat și asta. Dar nu m-am uitat pe wiki să văd, pentru că de obicei tot ce ziceți voi mă duc pe wiki să văd dacă e adevărat. Așa și așa, veniți încoace, veniți, pac. Și hop. Gata, cred că acum e mult mai bine. Hai să scăpăm și de astea de aici. Pac, și s-a stricat, ok, nu e mare problemă. Cred că aș putea să fac pe aici un fel de scară. Bun, iar în rest avem hole, da, bun, în rest să facem așa, așa, și avem, dar ne va trebui să mai extindem și ferma asta, dar deocamdată e bine, așa, și să facem, da, vacile au făcut o văcuță, da, au făcut, și se face iar întuneric și probabil am cam multe itemuri la mine și nu vreau să le pierd, sau iteme, nu știu cum vreți să le ziceți, eu le zic de ambele feluri, cum îmi vine la gură. Așa. Și...
Și stai. Am zis că astăzi venim aici să luăm fierul, dar e cam plin de monștri iar. Stai. Adică, cel puțin zombii aia nu pot să ajungă la mine. Și totuși mi-e frică cu păianjenii. Bun. Oh, nu. Oh, nu. Oh, nu. Oh, nu. Oh, my God, un creeper. Ok. Așa, bun. Hai aici, creeper. Hai, creeper. Hai, creeper. Hai, mă. Ce faci? De ce nu vii? Cred că dacă o să-i distrug asta, o să înceapă să vină. Trebuie să ajungem aici, dar ce facem? Oh, și mai e mai mult fier acolo. Ok. Așa, bun. Ce are creeper-ul? Bă, sunt pe hard, așa-i? Așa, bun. Cred că trebuie să astup asta de aici foarte repede. Nu, 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 nu. Bun, și vine încă unul. O, nu, o, nu. Mort sunt. Da. Tus, mă. Ok, trebuie să ne întoarcem acolo. Eram sigur că se întâmplă așa, adică nu aveam viață și totuși trebuia să mor înainte și să am viață full, cum zicea cineva, să mă sinucid din voie, din intenționat așa. Oh, no! Serios? Groapă stupidă! Oh my God! Ok, trebuie să ajungem acolo. Fai, mamă, ce mă enervează când fac failuri de astea. Așa, și sigur trebuie să astup găurile astea de aici, dar nu, vreau să las și liane să crească în jos. Am ceva la mine, îmi trebuie o sabie totuși. Ok, am luat o sabie. Poate era mai bine să o iau pe cealaltă, pentru că na, asta dacă o pierdem e mai rău decât am pierde-o pe cealaltă. Și să mergem în jos. Chiar mă disperă când nu e nimic, nu e nimic și când cobor atunci. Vine un creeper, vine un păianjen, vine încă un păianjen, vine și un păianjen de pește. Oh, hai, de cum te-ai urcat aici acum? Ah. Bun, mori, 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 bun. Oh my God, încă unul. Oh, no! Oh, da, și-am primit și un arc. Ok. Am mai primit un arc, așa că... Oh my God! Oh my God, cât păianjen. Și nu, nu vreau să mănânc ochii de păianjen. Știu că îți dă puțină hrană, dar îți dă și poison. Nu am nevoie de poison. Bun, hai să coborâm pe aici. Sunt păianjeni ăștia stupizi aici. Totuși e mai bine să scap de ăștia. Nu! Mă, cum te atacă, mă? Marș, mă! Așa, bun. Repede să iau totul. Unde este? Unde este? Nu, 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 nu! Oh my God! Mori. Bun. O, mă, gă! O, nu, și mai vine încă unul. Nu, eram sigur, eram sigur! Ah, nu pot să omori un schelet, frate. Ah, mamă, și vine și zombie. Fix, fix când... Oh my God! Oh my God! Oh, ce nervi am acum. Foarte, foarte supărat. Hai, mișcă. Bun. Nu puteam să mă duc eu în timpul zilei. No, no. Nu am avut de treabă cu vacile alea stupide. Oh, hai mai repede, hai mai repede. Nu, că nu dispar itemurile pentru că de bea am murit acolo și nici n-a trecut un minut și deja iar ajungem la ele. Mă deranjează mai mult că iar reușesc să bat 2-3 monștri și apoi iar vine încă unul. Hai, hai, ia, ia tot ce ai nevoie. Pentru ca să bați doi, un schelet și un... Ok, dă-mi, te rog, niște, ceva să astup, dă-mi! Dă-mi. Ok. Ok. De aici erau, mă, împuțiți, aveau spawner aici, tu-i paștele și ta... Jegoșii. Oh my God, ce nervi am. Cel puțin am blocat o parte. Hai să vedem dacă putem să blocăm totuși partea asta. Să nu cumva să vină pe aici ceva. Trebuie să fac și o fel de scară aici. Așa și așa, bun. Mi-e cam frică dacă iau alea de acolo să o să tăbrească pe mine zombi, scheleți, mă rog, spăianjenea. Așa. Bun, avem totul. Hai să ne punem totul așa într-un fel. Cred că ar fi bine să am și un arc la mine. Totuși am 3 săgeți, aș putea să dau vreo câteva lovituri. Și mi-e frică să nu... Ar trebui să am și ceva dirt la mine, da. Așa.
Bun, avem unul. Avem două. Te rog să nu... Oh, un tort. Ok, stai așa. Am o idee, stai. Oh my god! Tu de unde vii, frate? Ah, așa. Bun. Nu înțeleg de unde vin, frate. Deci nu pot să... Ah, frate, gropi. Gropi. Și hai să vedem. Pac. Te rog să... Ah, ok, e bine. Ok, și am rămas cu spațiul ăsta de aici unde... Mă, cum... Cum, frate, cum dai... Cum îmi dai o travă prin gaura asta? Ești nebun? Hai să-l dezactivăm și să-l distrugem. Nu am nevoie de Cave Spider, mai ales pentru... Oh my god, cum reușești să intri pe acolo? Bun. Cum reușește, frate, să intri prin tort? Deci nu pot să cred. Pe lângă tort. Așa, bun, morți. Oh, oh my fucking god. Ok. Oh my god. Bun, să astup aici astea, să te dezactiveze, stupid spawner ce ești. Bun, am nevoie de mâncare, stai așa, să astup chestia asta, poate, poate totuși rămânem aici în siguranță o vreme. Avem la noi 3 fier, ok. Tu du-te naibii, hai să punem una și aici, și aici, hai să punem și, nu, hai să o lipim pe asta de, să o lipim de spawner. Așa, sunt, să o lipim de spawner. Tot aud pe aici, mai avem un tort, hai să mai săpăm puțin. Sper că nu... Cobblestone-ul ăla... Oh, nu! Oh, nu! Bun. Și... ce să... Bun. Vreau să văd și ce e aici. Oh! Asta am săpat-o eu cumva? Ah, da, aici e locul unde am găsit diamantele. Ok, pare în regulă. Oare să fac o ieșire pe aici? Hai să văd unde duce. Totuși n-am... Oh, stai. What the fuck? Ah, ăla e un spunul de găini. Ok, e spunul de găini pe care trebuie să-l activăm. Cred că se activează cu niște lumină, cu niște torțe și să distruge blocul de dăr deasupra lui. Cred că asta face. Ok, ăsta e dezactivat. Hai să ieșim de aici. Avem... de unde vin, frate? Deci nu pot să pricep de unde vin atâția de ăștia. Bun. Avem level 5, o grămadă, 19 stringuri. Asta e foarte mult. Poate de aici? Nu. Nu vreau să omor asta întâi. Hai să ieșim pe aici totuși. E o cale de ieșire mai bună. Bun. Acum că am făcut asta și avem 3 găleți de astea de... De fapt, 3 fieri și o să facem o găleată. Și cu găleata o să luăm lava aia și o să... Na, o să o ducem ca să facem un fel de... un fel de cobblestone generator sau... De fapt, nu, stai. Ce o să facem noi cu găleata dacă... ce o să facem cu găleata? Bun. Cred că trebuie să... Stai. Dacă tot suntem aici, hai să începem construcția unei scări în partea asta. Așa. Și m-am mâncat nasul și de asta m-am oprit o secundă. Așa. Și... Scuze. Așa. Și aici, și aici, și aici. Bun, și... O trece și torța, pac! Let there be light. Dacă știți de unde este asta, dar nu cred. Să mutăm asta. Aici e un loc bun. Bun, deci aici nu se mai spunează monștri. E lumina afară, nu? Începe să devină ziua. Ok, stai să mă uit la spawnerul ăla. Parcă ar fi un păianj în el. Nu, sigur trebuie să fie un spawner dezactivat de ceva. Pentru că știu că este un spawner de găini și zice să activezi un spawner de găini. Nu mai sunt acolo? Nu mai sunt, mă, știi ce? O să mergem și o să harvestuim... Au niște pe... bun, avem aici locul nostru unde am uitat data trecută să distrugem... cred că... Am continuat explorarea acolo? Adică nu cred. Stai așa să fac un fel de scară și aici care să te ducă... Așa, bun. Bun, hai să tăiem chestiile astea de aici. Hai să vedem unde e spawnerul ăsta. Cred că ar trebui să astup asta de aici, nici nu știi când vine un păianjen. Bun. Unde e? Unde e? Mai încolo? În sus?
Oh, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Nu, mă împinge jos, nu mă împinge jos. Ok. Oh my god. Oh my god, mă împinge. Frate, ăștia te împing și era să mă împingă de pe margine. Ok. Aici o să punem ceva, dar n-am nicio torță. Frumos, n-am nicio torță. Vreau să ok. Hai că n-am făcut un pod de acolo până acolo, așa că hai să facem și chestia asta după ce mergem acasă și punem fierul ăla la smeltuit, să smeltuim fierul. Sigur trebuie să fac o găleată din prima pentru că este challenge să faci o găleată. Bun, și vacile ce fac? Cred că ar trebui să mă concentrez mai mult pe vaci decât pe porci. Nu, vacile încă nu pot să fac încă un pui. Bun, hai să punem ăsta aici și săgețile, sigur. Bone-urile foarte importante și gunpowder, niște ață, niște mâncare pe care chiar o să mănânc acum dacă aș găsi-o. Da, am găsit-o. Bun, și încă una. Așa, bun, vrem fierul a smeltuit și cu plank-uri, da, va merge. Și avem nevoie de nu avem, ok, bun, nu avem. Trebuie să facem una, la o secure mă referam. Pentru că ne trebuie una pentru ca să luăm ciuperca aia mult mai repede. Și copacii au crescut, da, destul, Hey there. Ia uitați cum a crescut copacul ăsta. Super. A rămas frunze în afară și alea cred că nu se duc până când nu distrugi un pic din lemnul ăsta. Sau poate nu se mai duc, ar fi ciudat. Ar trebui totuși... stai puțin. Oh my god. Trebuie să mergem și la Melanie aia odată. Hai să vedem, n-am nicio lopată la mine. Cred că îmi vor trebui 2-3 lopeți aici. Pentru că toată ferma asta, majoritatea e făcută din... Iar aud de ea. Ce e acolo? Bun, cred că e un spawner și pe acolo. Toată ferma e făcută cel mai mult din pământ și o lopată te ajută foarte, foarte mult. Cred că aveam un axe. Nu, n-aveam. De fapt aveam și am mai făcut două. Frumos. Nu e problemă, vom avea nevoie de ele oricum. Așa, și niște torțe, că nu aveam. Și asta se duce aici. Și cred că suntem în regulă. Hai să punem asta și celălalt unde e. Mă rog. Așa, vacile astea pot să facă ceva? Nu, încă nu. Ok. Hai să cobor și aici să mai plantez niște semințe, pentru că am uitat. Acolo nu mai merge. Bun. Atunci o să extindem puțin în partea aia. Și asta merge luată. Pac. Și tu ești gata, bun, ești gata. Și tu, super. Și tu. Ok, ferma asta merge destul de bine. Și avem 6, cred că mai putem să mai facem și cu vagile astea. Numai să facem de la 2 e cel mai greu să pornești. După aia când ai 4, deja treaba devine foarte, foarte simplă. Și un copac aici și vreau... Așa, bun, am luat și carnea asta de zombie. Și aici se termină acest episod. Am zis că o să facem un pod spre partea aia. E un covac acolo, tare. Hai să facem un pod. Da, nu cred că se supără nimeni dacă distrugem alea. Bun. Așa, bun. Facem un pod. E bine și așa. Bun, hai să distrug puțin din astea. Mi-e frică totuși să nu fie vreo groapă pe aici sau... Ok, hai să continuăm asta. Cred că voi aduce vaca aia până la... stai. Nu pot să o bag în... cam greu. Nu pot să o bag în țar cu celelalte. Mi-e frică totuși să nu cadă de aici ca o toantă. Ia să vedem și ce e aici. Ok, nu e nimic. Mă gândeam acum, what the fuck. Și ăsta e un biom de mlaștină. Stai să vedem... da, B Swampland, ăsta e de la ștenă. Ok, la revedere pincărițe. Uite, 2 câini. Și sugarcane, ăsta e unul din challenge-uri. Nu mă mai împinge. Mă rog. La revedere pincărițe. Bye bye.